Astăzi vom vorbi despre medicina estetică non-invazivă sau cum să ne menținem tineri cât mai mult timp. Pentru că alături de mine se află doamna doctor Daniela Cățănaș. Bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Hai să începem subiectul ăsta cu partea mai puțin, să spunem așa, mai puțin dură, deși nu e nimic dur în subiectul nostru de azi, dar cum anume facem să ne menținem tineri și care ar fi factorii care ne îmbătrânesc înainte de vreme? În primul rând vreau să spun că îmbătrânirea este un proces fiziologic. Și natural. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Trebuie să acceptăm exact acest lucru. Pe de altă parte, putem să facem și prevenție. Și vreau să insist pe partea de prevenție, pentru că toată lumea se așteaptă să îmbătrânească și când îmbătrânim și fața cade, atunci vrem să venim la doctor și să reparăm totul. Exact asta vreau eu să vorbim, cum să n-ajungem atât de căzuți, să-i dăm bătăi de cap domnului doctor sau doamnei doctor. Exact. Deci acesta este un mit, că eu pot să repar totul atunci când sunt într-o fază avansată de îmbătrânire. De ce spun chestia asta? Pentru că noi când îmbătrânim, practic îmbătrânim, îmbătrânesc toate structurile corpului. La față, dacă vorbim strict de față, noi avem piele, avem țesut subcutanat, adică grăsime, avem mușchi, avem ligamente, avem os. Toate aceste structuri vor îmbătrâni. Osul se va micșora, ligamentele se vor relaxa. Asta înseamnă că toate compartimentele feței ajung să o ia la val. Deci iată că nu numai pielea ne joacă feste și ne trădează, ci toată structura organismului nostru exact, vizibil. Exact. Din acest motiv, noi trebuie să acționăm cât mai devreme. Ce înseamnă să acționăm? Pentru că toată lumea o să-mi spună, bun, dar nu o să pot să încep să-mi fac toate tratamentele de la 20 de ani. Nu se pune problema. Dar putem să începem cu un tratament cosmetic ușor de la 25 de ani. După 30 de ani putem să începem cu ceva un pic mai avansat, respectiv cu un pic de mezoterapie, cu un peeling chimic, da? Eventual, dacă apar anumite riduri de expresie, să începem cu un pic de toxină botulinică. Nimeni nu spune că trebuie făcut intensiv. Deci aici pacienții greșesc un pic. Vreau să păstrăm un pic subiectul ăsta și să intrăm mai în amănunte despre care sunt primele tehnici la care putem apela, dar spuneți-mi mai întâi care sunt factorii de risc, adică ce am putea să evităm înainte să se întâmple lucrurile care trebuie reparate. În primul rând, trebuie să avem o viață echilibrată. Deci, realmente, viața sau, mă rog, comportamentul nostru cotidian de zi cu zi își pune amprenta pe trăsăturile feței. Să știți că orice doctor care vine în acest studio spune același lucru, că trebuie să avem o viață echilibrată, indiferent de zona în care, despre care vorbim. Așa este. Pentru că trebuie să recunoaștem fumatul excesiv, da? Consumul de alcool excesiv, nopțile nedormite, mâncatul, da? Pentru că noi știm că în ziua de astăzi alimentația reprezintă o problemă. Pentru că toate alimentele, în principal, ce găsim noi, 90%, nu spun că toate, dar 80-90% sunt procesate. Sau au substanțe chimice, respectiv îngrășăminte. Și atunci aceste substanțe, da, vor genera radicali liberi, acești radicali liberi vor accentua sau vor grăbi procesul de îmbătrânire. Lăsați-mă să vă mai întreb o chestiune specifică. Îngrășatul și slăbitul are efecte în zona asta estetică? Sigur, categoric. Întotdeauna o persoană care a fost mai plinuță și va slăbi peste 10 kg, da? Întotdeauna la această persoană se vor vedea ceva urme la nivelul feței. Bineînțeles, și în funcție... Nu avem șanse să ne revenim complet, chiar dacă ne-am îngrășat și am reușit ulterior să slăbim? Ba da, cum să nu? Și tocmai aici, asta este rolul nostru al medicilor esteticieni, tocmai să reparăm și să refacem ovalul feței, dacă acesta a fost deteriorat. Încă o întrebare pe zona asta, înainte să ajungem la doctor. Da. Se vorbește foarte mult despre radiațiile ultraviolete ca despre un factor de risc în cancerul de piele. Dar înțeleg eu că radiațiile ultraviolete au un rol și în îmbătrânirea prematură a feței. Este adevărat? Da, este adevărat și să știți că se observă foarte des la femei tinere care au făcut abuz, de exemplu, de solar. Noi știm că la solar sunt radiații ultraviolete.
vor veni sau, mă rog, vin destul de des în cabinetul nostru cu o piele îmbătrânită prematur. Toate celelalte compartimente de care v-am amintit eu înainte se prezintă ok, deci toate sunt în limite normale conform vârstei. Deci dar oase, pielea, țesut, ligamente sunt în regulă? Țesutul subcutanat sunt în regulă, dar pielea este îmbătrânit. De ce? Că aici oamenii nu înțeleg ce se întâmplă cu radiațiile ultraviolete. Radiațiile ultraviolete schimbă sau modifică ADN-ul celular. Modificându-se ADN-ul celular, noi știm că ADN-ul reprezintă, de fapt, o matriță. Da, de fapt, sunt toate datele de care avem nevoie ca exact, să fim noi înșine până la urmă. Regenerarea celulară. Ori, dacă matrița este stricată, automat și celulele nu mai se regenerează la fel ca înainte. Practic, ele se vor regenera cu un defect. Asta înseamnă că la nivelul pielii vom avea deja o piele îmbătrânită. Deci chiar și celulele noi formate se vor forma cu niște defecte din start. Mai este încă o altă problemă. ADN-ul, deci aceste modificări la nivelul ADN-ului sunt permanente. Problema este că noi avem aceste expuneri la radiațiile solare în continuare. Anul ăsta un pic, la anul încă un pic și așa mai departe, astfel încât la un moment dat toată pielea noastră arată brusc îmbătrânită. Și ce înseamnă îmbătrânită? Este friabilă, este uscată, are riduri foarte mici la suprafață, pielea devine pigmentată, neuniform, își pierde culoarea, își pierde turgorul natural al pielii, de se pierde, astfel încât deci va arăta ca o piele, ca o foiță de pergament, dacă vreți. Spuneți-mi însă, folosirea cremelor cu protecție solară, aceste creme cu SPF, cum le zicem noi, da, funcționează? E benefică pentru organism? Sunt chiar obligatorii, aș spune. Deci după vârsta de 25 de ani, dacă vrem să avem în continuare o piele tânără, frumoasă, hidratată, este obligatoriu, măcar la nivelul feței. Mă rog, corpul vrem să-l avem bronzat. Dar fața trebuie totuși protejată pentru că e în permanență expusă radiațiilor solare. Și atunci eu trebuie să o protejez. Deci este chiar obligatoriu. Nu întâmplător. Toți mari producători de creme, o să vedeți, includ în cremele de zi factori de protecție solară. Este un factor de protecție relativ mic, pentru că vorbim de 15-20. De obicei, cremele care sunt și cu altă natură exact. Și de protecție au un factor de protecție mai mic. Mai așa mic, este. Exact. Dar corect ar fi, mai ales în timpul verii, să folosim totuși creme cu factor de protecție 30, dacă nu chiar plus 50, dacă avem un tegument alb. Suntem mai deschiși la culoare, pentru că tegumentul deschis la culoare este cel care va îmbătrâni mai repede decât un tegument care este mai, un pic mai colorat. Da, ați spus mai ales în timpul verii. Să înțeleg eu că trebuie să folosim factori de protecție și în timpul iernii? Și în timpul iernii, sigur că da. Gândiți-vă că avem totuși în timpul iernii, din cauza zăpezii, o reflecție. Razele ultraviolete sunt reflectate de zăpadă. Nu mai spun că avem geamuri, avem, da, deci toate aceste, iar pe schi, iar dacă mergem la schi și pe pârtie, avem o reflecție a radiațiilor solare dublă, dacă nu chiar triplă. Deci pe măsură ce înaintăm în altitudine, este și mai este și mai dură radiația exact, cu pielea exact. Noastră. Deci din acest motiv și iarna ar trebui să folosim o cremă cu protecție. Mă bucur că am lămurit chestiunea asta. Spuneți-mi însă altceva. Pomeneați mai devreme despre vârstă. La ce vârstă ar trebui să înceapă o persoană să folosească produse cosmetice? După cum v-am povestit, sfatul meu ar fi după 25 de ani. Deci după 25 de ani deja putem să folosim creme și eu vorbesc de creme hidratante pentru zi și de asemenea un pic de creme nutritive și tot hidratante pentru noapte. Eu am văzut de multe ori în reviste, pentru că am lucrat foarte mult timp în domeniul revistelor pentru femei, am văzut de multe ori cremele sortate pe categorii de vârstă, la 20, la 30, la 40. Păi, da. Cu ce diferă sau ce se adaugă de la o decadă la alta? Diferă ingredienții activi din cremă. Deci este normal ca să am foarte puțini ingredienți și să mă axez în special pe hidratare la o vârstă tânără, pentru că vreau să mențin hidratarea, nu am probleme de riduri și atunci nu am nevoie să aibă o componentă antirid. Dar după 35 de ani, obligatoriu ar trebui să folosim ceva antirid. Nu mai spun după 45 și 55 de ani. Deci, pe măsură ce pacienții înaintează în vârstă, cu atât mai mult trebuie să folosească creme din ce în ce mai complexe.
Ce înseamnă complexe? Adică cu mai mulți factori activi, cu mai mulți factori care să lupte împotriva radicalilor liberi și împotriva îmbătrânirii. Și din păcate și din ce în ce mai scumpe, aș adăuga eu. Da și nu, pentru că sunt totuși game pentru toate buzunarele, deci n-aș putea spune că toate sunt foarte scumpe, ci nu. Există game pentru toată lumea. Deci să reținem chestiunea asta, la 20 de ani hidratare, la 30 de ani începem cu anti-riduri fine și deja după 40 anti-aging, că nu mai avem șanse fără cremele astea. Dar pentru că tot vorbeam de hidratare, există un rol al hidratării pe care o facem pe cale naturală? Mâncarea și băutura, cât bem, cât mâncăm, are un rol în sănătatea pielii? Da. Sau totul se rezumă la folosirea unei creme? Nu. Deci trebuie, într-adevăr, să avem grijă și câți litri de apă bem. Deci trebuie, într-adevăr, să ne hidratăm și din interior, dar și din exterior, categoric. Deci, atenție, consumul de alcool, de exemplu, sau consumul de cafea va deshidrata. Chiar dacă eu beau 2 litri de cafea, foarte bine, asta nu înseamnă că voi fi hidratată cu acei 2 litri de cafea. Pentru că la nivel celular, cafeaua are un efect. Pentru că cafeaua deshidratează, este diuretic, asta înseamnă că scoate apa din corp, asta înseamnă că eu mă deshidratez, de fapt. Am înțeles. Să presupunem că am făcut tot ce trebuia să facem și sau n-am făcut la vremea respectivă și am ajuns să constatăm primele semne ale îmbătrânirii, când ne uităm dimineața în oglindă. Care sunt primele metode ale medicinei de data asta la care putem apela? Începuseră să menționați câteva dintre ele. Da, sigur. Deci, așa cum vă spuneam, trebuie apelat, într-un fel, la medicina estetică. Medicina estetică, la ora actuală, este foarte bine reprezentată, pentru că avem proceduri foarte superficiale, care ajută la regenerarea tegumentului, dar avem și proceduri din ce în ce mai complexe, care ajută la, cum vă spuneam eu, refacerea volumului pierdut al obrazului, la ridicarea și la rearanjarea compartimentelor pomeților și ale feței. Despre care, dacă tot pomeniți, și eu simt că aș avea nevoie și bănuiesc că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc ar vrea o îmbunătățire. Da. Hai să vedem concret ce ar putea face cineva ca mine care și-a pierdut volumul feței, care ar vrea să umble un pic la estetică. Sigur. Deci pe partea de volumetrie există deja bine cunoscutul acid hialuronic, care este un filler, adică o substanță care umple și reface volumul acolo unde este nevoie. Acidul hialuronic este o componentă naturală a corpului nostru. El are rolul de a hidrata în principal țesuturile noastre, pentru că fiecare moleculă de acid hialuronic va lega 6 molecule de apă. Și aici vine, vedeți, rolul foarte important al hidratării. Dacă eu sunt deshidratat, atunci acidul hialuronic nici el nu o să acționeze la nivelul maxim, pentru că nu are N-are apă. Cu ce să lucreze, n-are exact. Materie primă. Exact, nu are apă suficientă. Deci aceasta ar fi o primă categorie. Deci apelarea, mai ales dacă volumul nostru pierdut la față nu este foarte mare, atunci acidul hialuronic este o procedură, deci umplerea cu acid hialuronic este o procedură foarte indicată. Stați un pic la subiectul ăsta să aflăm cum se face umplerea cu acid hialuronic. Se fac niște injecții? Sunt de fapt niște injecții, exact. Acidul hialuronic se prezintă sub formă de gel, deci arată ca un fel de gel și la nivelul zonei pe care vrem să o tratăm, se injectează, exact așa cum ați spus, acest acid hialuronic. Se și poate apăra. Dor injecțiile astea? Pot să doară un pic, deci nu este ceva de nesuportat, da? De obicei pacienții spun că nu simt o durere extraordinară, ci poate o ușoară jenă ca un fel de ciupitură. De ce? Pentru că de cele mai multe ori substanța acidul hialuronic are un anestezic înăuntru lui. Și atunci acest anestezic vine în ajutorul pacientului și pacientul nu va simți practic nimic. Și cam care este un număr de înțepături de la care trebuie să ne așteptăm minim atunci când mergem pentru o asemenea procedură? Aici trebuie să recunosc că depinde foarte mult de tehnica abordată de doctor. Poate să fie o tehnică multipuncture, adică prin mai multe puncții, deci prin mai multe înțepături, sau poate să existe o tehnică printr-o canulă, deci este un instrument special, este un ac mai lung, bond, care nu taie, nu lacerează țesuturile și care ne permite să așezăm substanța în țesut
practic dintr-un singur punct de injectare, deci fără să înțepăm de foarte multe ori pacientul. Și care ar fi mai bun pentru pacient sau mai ușor de suportat? Da. Amândouă sunt la fel de bune, doar că contează zona pe care se aplică. Sunt anumite zone unde trebuie să pui acu, că nu ai cum să ajungi în zona respectivă. Sunt anumite zone unde canula este de preferat și atunci această metodă este de preferat. Am înțeles. Am rămurit-o cu acidul hialuronic. Ce mai putem face? Bun. Deci am pierdut volum și atunci volumul nostru e pierdut, deci vrem să refacem, avem nevoie de mai mult acid hialuronic, poate că acidul hialuronic nu este suficient și atunci trebuie să apelăm la o tehnică care se numește tehnică prin fire resorbabilă de suspensie. Ăsta este un tratament mai nou și pe care aș vrea să-l lăsăm pentru partea a doua a discuției noastre, ca să-l luăm mai în amănunt. Dar dați-mi voie să vă întreb despre botox, toxina botulinică, despre care am tot auzit și tot vedem oameni cu fețele imobile așa, și spune asta și a făcut sigur botox. Da, sigur. Cum e povestea și ce este benefic și ce este de evitat într-un asemenea tratament? Da. Toxina botulinică, vreau să le spun tuturor pacienților și, mă rog, persoanelor care ne urmăresc, este o substanță folosită de 30 de ani. Atenție! Deci este o substanță foarte sigură care și-a dovedit eficiența și siguranța în acest timp. Ea se folosește, ea este o substanță care relaxează musculatura acolo unde este injectată. Deci este un relaxant muscular. Și se folosește pentru că este un relaxant muscular, atunci cu ea putem să tratăm riduri care sunt riduri de expresie și sunt riduri active, adică sunt riduri date de contracția musculară, contracția mimicii. Și atunci când am aceste riduri, de obicei sunt situate în treimea superioară, respectiv. Pentru că ne încruntăm, ridicăm sprâncenele. Exact. Și aceste riduri se tratează de elecție, adică primul tratament indicat în astfel de cazuri, când ele sunt foarte adânci, sunt deja inestetice, bineînțeles, se tratează cu toxină botulinică. Deci la astea nu mai avem, nu mai scăpăm doar cu acid hialuronic. Nu, am zis, pentru prima dată, deci primul tratament ar trebui să fie de elecție, tratamentul cu toxină botulinică. În a doua etapă, deci după ce am relaxat musculatura, ce se întâmplă? Musculatura se întinde, iar pielea de deasupra se întinde și ea. Și în acest fel scăpăm de rid. Ridul nu se umple altfel, da? Deci el doar se întinde, este un efect al relaxării musculare. Dacă totuși ridul este foarte adânc, ceea ce se întâmplă de multe ori, pentru că este un rid care l-avem de ani, de zile, da? Și care s-a tot accentuat, atunci de-abia în a doua etapă, la 2-3 săptămâni sau chiar la o lună de zile după toxina botulinică, putem să punem acid hialuronic. Deci adică putem să combinăm cele două tehnici. Să combinăm și astfel încât ridul să dispară într-adevăr în totalitate. Dar spuneți-mi altceva. Diferență există între acid hialuronic și botox cu privire la perioada cât durează? Înțeleg că acidul hialuronic se resoarbe într-un timp, în timp ce toxina botulinică rămâne permanent? Nu. Deci, într-adevăr, este de preferat să se lucreze cu materiale resorbabile. În trecut, o să vă povestesc că în trecut s-a apelat la substanțe care sunt de tip filler, adică de volumizare, dar care umplu pe dedesubt zonele respective. Și să fie permanente. Numai că ce s-a constatat, aceste filere, aceste substanțe care sunt introduse sunt nenaturale și atunci corpul nostru are tendința să le respingă. Respectiv, se fac în locurile respective, foarte mulți pacienți prezintă granuloame după astfel de injectări. Și atunci, încet, încet, lumea medicală s-a orientat spre substanțe filere care să fie resorbabile, să fie cât mai mult compatibile cu corpul nostru, pentru că riscăm reacții de corp străin. Și granuloamele astea s-au format tocmai pentru că e un corp străin pe care organismul tinde să-l izoleze ca să nu ne mai afecteze, înțeleg eu. Și atunci, în locul respectiv, acest granulom se simte ca un nodul. Da? Și este dur, poate să fie dur, câteodată poate să și sângereze, să se ulcereze, poate să se infecteze. Și atunci, din acest motiv că
aceste substanțe pot da destul de multe reacții adverse, dacă nu chiar multe reacții adverse, ar fi corect să spun, atunci a început să se renunțe la aceste substanțe. Și de asta se apelează la acid hialuronic sau substanțe care sunt din ce în ce mai compatibile cu corpul. Deci înțeleg că până la urmă e un beneficiu faptul că trece efectul acestor injecții cu acid hialuronic, pentru că asta înseamnă că organismul nu are de suferit. Dar sigur apare reversul medaliei, trebuie să revenim pentru un tratament de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, vreau să vă spun că toxina botulinică, bineînțeles, are un efect de scurtă durată. Deci pentru că ea se metabolizează în țesut și atunci mușchiul își revine înapoi la forma inițială, la faza de contracție. Deci faptul că ne-am injectat cu toxină botulinică nu înseamnă că așa o să rămânem pe veci. Exclus, exact. Din contră, eu recomand pacienților, pentru că, într-adevăr, dacă folosesc orice substanță, orice medicament, dacă l-aș folosi în exces, va afecta până la urmă, pe termen lung, corpul și, în cazul nostru, mimica feței. Și atunci, recomandarea mea este pacienții să nu se injecteze din 3 în 3 luni. Pentru că atunci vom obține o relaxare permanentă a mușchiului și ca orice mușchi care se relaxează, el se va atrofia. Tot ce nu e folosit dispare. Și atunci recomandarea mea și la toți pacienții, toxina botulinică folosită eventual de 2 ori pe an, dacă se poate și mai rar, cu atât mai bine, eventual o dată pe an, pentru că ridul nostru se poate umple și din interior. De ce? Pentru că dacă eu nu mai am contracția musculară permanentă, atunci corpul meu are șansa să sintetizeze colagen nou, colagen propriu, astfel încât încet, încet ridul să se umple. Deci în locul ăla în care nu s-a mai contractat permanent, exact, să se facă șans, corpul poate să depună colagenul care lipsea până atunci. Exact. Am înțeles corect? Foarte corect. Bravo. Dar ce ne facem cu oamenii ăștia pe care îi vedem uneori, de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem pe la televizor, cu tot felul de fețe imobile care nu mai au riduri de expresie și ne dăm seama că e în urma unor abuzuri de tratamente estetice. Ați spus foarte bine, într-adevăr, când se folosesc cantități mari, într-adevăr, obțin o imobilitate a mușchilor în zona respectivă. Asta ce înseamnă? Înseamnă că practic nu voi mai fi în stare să ridic sprâncenele, nu voi mai fi în stare să mă încrunt. Când râd, practic nu se mai fac aceste riduri care sunt absolut naturale până la urmă la coada ochiului și atunci, într-adevăr, obținem acest efect nedorit, static și nenatural. Deci n-ar trebui să ne temem de genul ăsta de efecte dacă urmăm indicațiile medicului și facem lucrurile la timp și nu abuzăm. Exact, la timp și de asemenea în doze corespunzătoare. Pentru că, într-adevăr, și pacienții poate își doresc câteodată un efect mai de durată și atunci medicul, ca să facă pe plac, bineînțeles, pacienților, are tendința să injecteze un pic mai mult. Sfatul meu este, și pacienților le cer, totuși să fie cu moderație, pentru că oricum se obține o întindere și o înfrumusețare, folosind și doze mai mici de toxină botulinică, iar dacă eu vin și suplimentez în plus, poate cu un pic de un tratament de hidratare, poate cu acid hialuronic și atunci umplu ridurile respective, atunci efectul va fi și mai natural, pentru că voi avea încă mobilitate la nivelul zonei respective, dar și un efect de durată. Pentru că umplându-se ridul, atunci voi obține și un efect foarte, foarte frumos. Și aș adăuga eu să fim și puțin rezonabili, că CNP-ul tot ăla rămâne, indiferent de câte injecții ne facem. Dar mai e un fenomen despre care vreau să vorbesc și pe care l-am văzut eu de foarte multe ori. Tot felul de doamne și domnișoare cu niște buze uriașe care devin de-a dreptul hidoase, dacă nu exagerez eu în cuvântul ăsta foarte dur, dar nu cred că exagerez. Da. Ce se întâmplă? De ce fac lucrurile astea și ce presupune tratamentul ăsta? Da. Și ce indicații ați avea de dat celor care își doresc neapărat volum mai mare pentru buze? Sigur. Sfatul meu este într-adevăr să se meargă atunci când se face o volumizare a buzelor, să se țină cont de anatomia și de proporțiile feței. Că aici se greșește foarte mult. Pentru că noi suntem o rasă caucaziană. Deci noi trebuie să avem volume medii la nivelul feței. Nu suntem niște asiatici care au nasul mic, atunci și gura trebuie să fie mică. Sau nu suntem niște... Nu suntem de culoare. Nu suntem de culoare și atunci trebuie să avem nasul mare, buze mari. Da? Dar la noi tendința este în felul următor, să avem nasul cât mai mic, dar cu buze din ce în ce mai mari. Și atunci... Am văzut eu la nivel foarte sus, așa...
un nas de minuscul pe o bază nazală foarte mare. Mie nu mi-a plăcut, nu știu ce spuneți dumneavoastră. Da. Deci este o problemă de proporție, exact cum vă spuneam. Și atunci, pacientul, mă rog, trebuie unul să cunoască chestia asta, dar pe de altă parte trebuie să fie și sfătuit. Într-adevăr, în aici se spune că aceste proporții sunt esențiale în a defini frumusețea unei fețe. Chiar s-au făcut foarte multe studii pe partea aceasta, ce înseamnă frumusețe la nivelul feței. Și concluzia, știți care a fost? Trebuie să existe niște proporții foarte bine definite între nas, între buze, între distanța care se găsește între buze și bărbie, deși bărbia trebuie să fie, și la fel fruntea, deci trebuie să fie într-o proporție, deci trebuie să respecte niște proporții care se numesc proporții de aur. Deci trebuie să existe armonie până la urmă. Trebuie să existe o armonie la nivelul feței. Pentru că nasul ăla minuscul nu are cum să arate bine pus pe o față prea lată sau pe o bază nazală foarte lată. Și culmea este că au definit frumusețea și prin asimetrie totodată. Pentru că dacă am avea două jumătăți perfect simetrice, nu am fi la fel de frumoși. Doar ca o paranteză la discuția noastră, să știți că am văzut un asemenea experiment cu două jumătăți simetrice, deci era luată o poză, tăiată jumătate și adăugată în partea cealaltă și figurile respective arătau foarte ciudat. Exact, da? Și atunci pacienții care vor, într-adevăr, au o anumită simetrie, da? Și eu vreau să refac volumul și să refac frumusețea feței, voi respecta întotdeauna acea simetrie, asimetrie. Deci nu am cum, pentru că altfel stric total armonia la nivelul feței. Și stricăm lucrătura domnului, cum se spune. Exact. Tot am vorbit despre lifting și despre foarte multe lucruri care se fac la nivelul feței. Hai să ajungem în subiectul pe care l-ați menționat deja. O tehnică mai nouă, liftingul acesta cu fire. Exact, da. Ce presupune el și în ce măsură poate fi numit lifting? Adică tăiem pielea și o ridicăm ca la un lifting clasic chirurgical sau nu? Nu. Deci răspunsul este nu. Nu tăiem pielea, tocmai că acest lifting cu fire a fost inventat de chirurgi și de chirurgi plasticieni. Pentru ca să evite tot ce înseamnă complicație legată de liftingul chirurgical. Mai ales pentru pacienții care nu aveau așa o ptoză foarte mare, adică o deplasare. În sensul că nu li se lăsase foarte mult fața. La acești pacienți, decât să apelezi la chirurgie, atunci mai bine apelăm la procedee minim invazive, că nu putem să-i spunem la această procedură că este non-invazivă, ci că este minim invazivă. Dar oricum, doar așa ca o glumă, nu mai riscăm cu liftingul cu fire ca alunița de pe bărbie să ne ajungă sub ochi. Nu, pentru că atunci ar fi, deci practic cu chirurgia poate riscăm o astfel de situație. De ce? Pentru că în chirurgie, într-adevăr, excesul foarte mare de piele se taie, se coase și, într-adevăr, pielea este ridicată și atunci putem să ne trezim cu așa ceva. Dar în cazul firelor, nu. Bun, ce înseamnă? Aceste fire sunt fire chirurgicale, deci sunt fire care se folosesc în chirurgia generală. Deci sunt niște substanțe, că vorbim de polidioxanonă, că vorbim de polilactic acid, de caprolactonă, deci sunt substanțe foarte bine studiate și folosite de zeci de ani, atenție, deci sunt și ele folosite de zeci de ani, și aceste substanțe sunt absolut biocompatibile cu corpul nostru. Ele, aceste fire, au niște structuri aparte, au niște zimțișori pe tot traiectul firului, astfel încât, dacă știți, la pescuit, deci cu acele fire, practic, de gută și care au acei dințișori, cu acel, deci tot același sistem, aș putea să spun, agăț țesuturile, firele se pun sub piele, trebuie să avertizez pacienții să nu se sperie, sunt puse relativ superficial. Asta înseamnă că nu am risc să lezez vase importante la nivelul feței sau leziuni sau să fac la fel leziuni pe nervi importanți la nivelul feței. Dați-mi voie să intervin un pic înainte de a continua cu explicațiile, să-mi spuneți dacă firele astea sunt tot la fel, se resorb în timp, adică le băgăm, dar după un timp organismul are șansa să le asimileze. Da, deci există două categorii.
de fire. Sunt unele resorbabile și unele, într-adevăr, există și non-resorbabile. Deci există ambele categorii. Există ambele ca la ața chirurgicală, că știu și ea, este de două categorii. Exact. Poate să trebuiască să meargă să-și scoată firele pacientului sau să rămână așa, pentru că firele se resorb exact. În timp. Exact. Este același principiu. Bun. În medicina estetică, mă rog, peste jumătate din medici lucrează, mai ales dermatologii, dar și chirurgii plastice, îmi preferă firele resorbabile. De ce? Din același motiv. Pentru că ele se resorb, sunt mai biocompatibile decât celelalte fire și atunci riscul reacțiilor adverse legate de un produs care poate fi respins de către corp, deci riscul acesta este mai mic. Bun. Am lămurit-o pe asta. Da. Altă întrebare. Firele astea, cum se introduc? La nivelul întregii fețe? La nivelul doar al ridurilor? Sau cum se stabilește care regiune a feței, de exemplu, are nevoie de fire? Stabilirea aceasta se produce clinic. Vedem, într-adevăr, care compartiment de la nivelul feței a suferit o deplasare. Exact cum vă spuneam, acea ptoză care se observă în partea inferioară a feței. Bun. Dar eu mi-închipuiam că atunci când se lasă, se cam lasă fața cu totul, de sus până jos. Într-adevăr, dar sunt anumite zone care nu se schimbă și care sunt foarte bine ancorate, respectiv partea centrală și partea laterală. Practic, ce se deplasează este partea de obraz. Între nas și ureche începe să alunece. Exact. Nu e acolo trebuie. Practic, acele compartimente trebuie să le ridicăm. Și cum vă spuneam, aceste fire, prin acest sistem de prindere foarte inteligent, se agață țesutul, ele se introduc încă o dată sub derm, deci în țesutul subcutanat, care se găsește între piele și mușchi, ridică, practic, tegumentul, totodată ridicând și compartimentul de sut, da? Pentru că totuși legăturile sunt foarte fixe între țesuturi. Ridicând compartimentul respectiv, el practic se rearanjează și în felul acesta, bineînțeles că trebuie puse mai multe fire, că mulți pacienți întreabă, dar un singur fir îmi ajunge. Nu are nu, cum. Că doar o parte a feței probabil. Nu are cum, bineînțeles. Deci nu are cum. Și nici așa. Exact. Dar firele astea se introduc pe vertical a feței? Sunt mai multe tehnici de injectare. De obicei se introduc oblic. Deci fie de la nivelul zigomatic, deci de la nivelul pometelui, fie de la nivelul mandibulei sau chiar submandibular se pot introduce, astfel încât să netezesc tot ce înseamnă linia aceasta submandibulară. Ca să eliminăm gușa care apare uneori. Exact, și să refac practic mandibula. Deci linia mandibulară care este foarte frumoasă și nete, dar trebuie să și fie. Și care joacă un rol în acea armonie despre exact. Care vorbeam mai exact. Devreme. Exact. Spuneți-mi care e numărul minim de fire, adică există totuși un pacient care poate să zică, da, e ok, la tine folosesc doar două fire, unul pe o parte a feței și unul pe cealaltă. Se întâmplă așa ceva sau de mai multe ori? Se poate întâmpla și asta dacă ptoza este foarte mică, bineînțeles, și depinde iară foarte mult de tipul de fir, pentru că firele sunt de foarte multe tipuri, pentru că această tehnică avansat extrem de mult. Avem fire, de exemplu, care se resorb foarte repede în 6-9 luni de zile. Avem fire care țin până la 2 ani, se resorb într-un an jumate, 2. Și atunci, bineînțeles, cu structuri diferite. Sunt fire care au, de exemplu, niște conuri, sunt fire care au acești dințișori orientați 360 de grade sau în diferite alte forme. Și atunci sunt fire spiralate, de exemplu, care fac pe lângă o ridicare și o volumizare. Deci sunt foarte multe tipuri. Și atunci mi-e greu să le spun pacienților, aveți nevoie numai de un fir, dacă nu îi văd și dacă nu vin la un consult în prealabil, pentru ca să-mi dau seama exact de câte fire au. Aș putea să fac o analogie cu implantul dentar, să spun că la fel ca și la de implant, ca și la aceste fire, există multe feluri, multe calități și prețul diferă de la unul la altul și că nu există o indicație și un preț unic. Exact. Deci chiar foarte bine ați specificat, pentru că prețul poate varia enorm de mult, având atât de multe variabile. Da? E un fapt că poți să tratezi doar pometele, este un fapt că poți să tratezi doar linia mandibulară sau linia submandibulară, sau poți să ridic sprâncenele, sau poți să fac chiar să netezesc nasul, de exemplu, sau să-i dau o formă foarte amonioasă nasului. Și atunci, în funcție de țesutul, dacă este un țesut foarte bogat sau nu, da? În funcție de vârsta pacientului, în funcție de laxitatea pacientului, variază foarte mult numărul de fire. Haideți să spun, dacă vreți, într-adevăr, pot să am un singur fir până la 10 fire sau pot să am chiar 15 fire pe o parte.
Încă ceva. Odată ce ați introdus aceste fire pe sub piele, nu riscăm să se vadă un timp, cel puțin, că avem așa o rețea pe față? Că îmi închipui că apar niște lucruri în plus în fizionomie. Da, într-adevăr, deci primele zile după ce s-au introdus aceste fire, fața nu arată perfect. Pacienții nu vreau să se aștepte. Deci suntem cam șifonați așa un pic a doua zi. Categoric, categoric. Totuși, este un traumatism la nivelul țesutului. Existând acest traumatism la nivelul țesutului, ce înseamnă? Asta înseamnă că eu voi avea un edem. Practic, mă voi umfla. Umflătură. Da? Este posibil să existe niște denivelări până tegumentul se așează sau până compartimentele se așează, astfel încât 2-3 zile până la o săptămână, dacă nu chiar până la 2 săptămâni, pacientul nu va arăta perfect. Da. Deci dacă mireasa vrea să-și facă o asemenea intervenție, cu 2 săptămâni înainte de nuntă, cel puțin. Aș recomanda chiar o lună de zile înainte, dacă nu chiar o lună jumate. De ce? Pentru că aceste fire nu au numai un efect mecanic. Ele, pe lângă faptul că într-adevăr ridică, deci practic repoziționează și îmi liftează fața, au și un efect de regenerare. Foarte important. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că firul, pe măsură ce este eliminat sau mâncat sau dizolvat, resorbat, să spunem, hai să spunem, resorbit către organism, În locul lor se formează, sau pe traiectul lui și în jurul lui, se formează un colagen nou. Acel colagen nou, practic, îmi restructurează tot ce înseamnă tegument. Tegumentul meu își va recăpăta, dacă este un tegument subțire, afectat de vârstă, își va recăpăta, practic, turgorul, își va recăpăta frumusețea, va fi hidratat, va fi, bineînțeles, un pic mai plin, deci nu subțire ca o foiță, exact cum vă spuneam eu, ca acea foiță care da, arată tegumentul ca o foiță, și mai hidratat, mai bogat vascularizat, asta înseamnă că va arăta ca va întineri obrazul cel puțin cu 10 ani. Da, asta înseamnă că apar deja niște efecte, să le spunem, permanente. Nu sunt permanente pentru că trec și ele odată cu timpul, da. Dar înseamnă că tenul va arăta mai bine și după resorpția firelor exact, decât înainte exact, de introducerea exact, lor. Pentru că acest colagen nou pe care îl formează corpul meu este un colagen care va rămâne. Asta nu înseamnă că firul, odată resorbit, tegumentul meu va cădea. Pentru că foarte mulți îmi spun, doamna doctor, dacă nu o să mai îmi fac aceste fire, ce se va întâmpla? Nu se va întâmpla nimic, va fi ceva foarte benefic. Pentru că fața nu va mai arăta cum a arătat înainte. Nu vom mai avea aceeași toză, da, ca înainte, iar în plus tegumentul și toate structurile deasupra vor fi regenerate. Deci nu riscăm ca după ce ne trece efectul să ne trezim cu fața mai căzută decât era înainte. Exclus așa ceva. Cât timp durează, să spunem așa, cât timp este durata de viață a firelor ăstora? Cât timp ne susțin și ele însele figura, fizionomia? Exact, vreau să vă spun că sunt fire care se resorb mai repede, exact cum este, de exemplu, polidioxanona, și care se resorb între 6 până la 9 luni de zile. Deci asta ar fi o durată minimă. Ar fi o durată minimă. Dar sunt aceste fire, gen aptos, epiliptos, sunt foarte multe, care se resorb într-un an jumate, 2. Și atunci, efectul, bineînțeles că la aceste fire, deci la primele fire, efectul va fi până la un an, este logic, la celelalte 2 ani, mă rog, se spune chiar până la 3 ani. Dar contează foarte mult și ne întoarcem la primele întrebări și la prima discuție, cum pacientul își, ce calitate a vieții are pacientul. Și cum întreținem lucrarea respectivă exact, odată exact, făcută. Exact. Pentru că biologia diferă foarte mult de la un pacient la altul, asta e una la mână și este determinată genetic, dar pe de altă parte contează foarte mult și cum ne trăim viața. Deci în principiu, dacă am înțeles eu bine și vă rog să mă corectați dacă greșesc, 2-3 ani, cel puțin după o asemenea intervenție, nu mai avem probleme, nu trebuie să ne punem problema să mai ajungem din nou în cabinet pentru o nouă intervenție. Nu. Bineînțeles, dar pe de altă parte, ce vreau să spun, putem să facem, după aceste fire, alte mici intervenții pentru a stimula doar tegumentul sau dacă am nevoie să lucrez pe niște zone unde firele nu pot să acționeze. De exemplu, la nivelul cearcănelor.
Da? Și atunci am nevoie, sau la nivelul buzelor, că tot am vorbit de buze, da? Și atunci am nevoie în zonele respective să apelez la alte proceduri de estetică, respectiv la acid hialuronic, fiind cel mai cunoscut și care acționează și imediat și se poate combina cu firul. Deci există posibilitatea să facem tratamentele astea combinate, de pe care am vorbit, combinate. Nu trebuie, da, să facem numai, da, fire, și oricum au și ele limitările lor, înțeleg? Adică nu, exact, rezolvăm problemele, exact, ochilor, exact, 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 și nici ale buzelor. Exact, exact. Spuneți-mi altceva. Cât durează o intervenție de genul ăsta? Nu durează așa de mult, că pacienții sunt relativ surprinși. Ei își imaginează că stau toată ziua în clinică de dimineață până seara. De așa mi-imaginam și eu, că o să fiu blocat două zile, o dată pentru pregătiri, da, și după aia pentru să-mi eliminați bandajele. Nu, sau... nu. Surpriza este foarte plăcută. De ce? Cu cât firele sunt, se resorb mai ușor, cu atât intervenția este mai scurtă. Dacă la firele de PDO, de exemplu, poate să dureze 20, 30, 40 de minute. Atât de puțin, atât de puțin sub o oră. Poate să fie sub o oră. La celelalte, în funcție, bineînțeles, și de numărul de zone tratate. Cu cât am zone mai mult de tratat, cu sigur că intervenția va fi mai lungă. Dar, în principal, durează cam o oră, o oră și un pic, ținând cont că în această oră este inclusă și partea de anestezie. Chiar urma să vă întreb dacă doare când băgați firele alea pe sub piele. Da. Deci anestezia doare. Deci nu pot să neg acest lucru, dar pe de altă parte există anestezie în țesut. Asta este o anestezie locală, cu xilină de cele mai multe ori, și această anestezie se face prin infiltrație, respectiv injectez anestezicul în țesut, astfel încât atunci când introduc firul, pacientul să nu simtă absolut nimic. Și de cele mai multe ori așa este. Deci, până la urmă, există posibilitatea să venim la dumneavoastră și să ne amorțiți fața cu totul ca, exact, să puteți să băgați, exact, firele, exact, în așa fel încât să nu simțim. Da, mi-închipui că doare după ce trece efectul anesteziei. Da, vom avea într-adevăr o jenă la nivelul tegumentului respectiv. N-aș spune chiar o durere, cu adevărat. Sunt foarte puțini pacienți care prezintă durere. De ce? Pentru că firele fiind puse superficial, practic nu avem terminații nervoase importante în zona respectivă. Da? Deci nu avem de ce să ne temem și să avem o durere foarte mare. Mai degrabă aș zice o jenă. De ce? Pentru că firele sunt oarecum libere în țesut până la 2 săptămâni, când ele se vor absorbi, când se vor fixa perfect în țesut. Și pentru că sunt un pic libere, la mișcările feței, exact, capetele pot într-adevăr să se miște și să dea o senzație de înțepare la nivelul lor. Și atunci pacienții de cele mai multe ori, pe lângă faptul că simt o tensiune în țesut, tensiune care este absolut normală, dacă ținem cont că totuși bănuiesc eu că tensiunea asta ne și face un pic de plăcere, așa că simțim cum cineva ne ridică, da, și ne rezolvă problemele. Da, așa este. Și mai există o vorbă cu baba care suferă la frumusețe. Da, așa este. Bun, deci toți pacienții mi-au spus și pot să garantez acest lucru. Senzația pe care o să o avem la față este această senzație ușoară de jenă, într-adevăr că ne ține ceva, senzație, dar care este tranzitorie, și astfel încât după 2, maxim 3 săptămâni, pacientul practic nu mai simte firele în față și se comportă absolut normal. După aceste 2-3 săptămâni, practic și ele s-au integrat în țesut, fața deja începe să arate foarte bine conturată, iar dacă mai așteptăm încă 2 săptămâni pentru a vedea efectul de regenerare al firelor, nu cel de liftare, atunci cu atât mai mult pacienții vor fi foarte mulțumiți, văzând acest efect frumos și la nivelul tegumentului. Deci înainte de premiera de la Cannes, cu o lună trecem prin cabinet și ne rezolvăm toate problemele. Exact. Cât de sigură este această intervenție? Este sigură. Pacienții nu trebuie să se teamă, pentru că, dacă ne imaginăm, exact ca la o chirurgie. Firele care se pun sunt fire cu care se cos, practic, organele noastre interne. Deci sunt sigure din acest punct de vedere. Ele se resorb, sunt biocompatibile, reacțiile nu au, sau mă rog, există și reacții adverse, bineînțeles că nu există fără reacții adverse, dar din punctul acesta de vedere al siguranței materialului, deci firele sunt foarte sigure. Deci, așa cum ați spus, sunt tocmai ca la chirurgie, același gen de material, exact, testat în zeci de ani. Există efecte adverse? Ați spus că da. În ce constau ele când apar? Dacă, da, apar? În primul rând avem niște reacții adverse imediate după procedură și avem niște reacții întârziate.
Care sunt cele imediate? Cele imediate sunt cele legate de traumatism în țesut. Respectiv, pot să am o sângerare mai abundentă, asta înseamnă că pot să am un hematom la nivelul pometului. Pot să am o echimoză, o pată albăstrie la nivelul pometului. De asemenea, v-am povestit de acest edem, deci această umflare a feței și această deformare care poate să apară imediat, plus jena, plus această mică durere care pacientul poate să o resimtă. Deci acestea ar fi cele imediate. Deci ce ar trebui să ne luăm în calcul după intervenție? Cât timp stăm în casă și nu ne vede nimeni? Da. Am pacienți care și-au concediu 2-3 zile. De obicei recomand această procedură să se facă fie miercuri, fie joi, astfel încât să aibă măcar 3 zile de stat în casă liniștiți. Vineri, sâmbătă, duminică, iar luni pot să înceapă fără niciun fel de problemă activitate. Deci cam asta recomandați, cam 3 zile să nu prea ieșim în societate ca să dăm timp organismului să... Da, și să ne sigur că dar să nu fim stresați. Dar sunt și pacienți care nu au niciun fel de problemă, de a doua zi merg pe stradă, își reiau activitatea la servici fără niciun fel de stres. Am înțeles. Există pacienți care au contraindicații pentru așa ceva? Sigur. Sigur. Și aici vreau să atrag atenția pacienților care au boli autoimune, în special pacienții care au infecții, pacienții care sunt într-un tratament stomatologic. Acești pacienți, bineînțeles, că au contraindicații. De ce pacienții cu boli autoimune? Pentru că există un risc mai mare de respingere și acestor fire care sunt resorbabile. Deci chiar dacă sunt compatibile chiar cu organismul uman... Și ele sunt studiate și sunt biocompatibile, cu toate acestea, la acești pacienți, pentru că imunitatea este diferită față de o persoană normală, pacientul poate să reacționeze în plus la aceste fire. Și care sunt aceste... Dați-mi niște exemple de boli autoimune mai cunoscute, care se întâmplă mai des. Cea mai cunoscută, cu cea mai mare incidență, ar fi tiroidita autoimună Hashimoto. Deci asta ar fi prima. A doua ar fi bolile de colagen, cum ar veni partea de lupus. Deci sunt boli care sunt cunoscute și pacienții le știu pentru că au leziuni la nivelul pielii care indică astfel de boli. Sau, de exemplu, sunt bolile digestive autoimune, cum este boala Crohn sau cum este colita ulcerativă. Deci sunt boli iar care au sunt cunoscute ca boli autoimune și pacienții au niște simptome practic permanente sau quasi-permanente. Și pe care ei le cunosc. Și pe care ei le cunosc, sigur. Și altele decât bolile autoimune, ce spuneați, care ne fac să nu putem accesa o asemenea intervenție? Bineînțeles că nu recomandăm la persoanele gravide, la persoanele care alăptează. Automat toate aceste proceduri se exclud din start. De asemenea, persoanele care prezintă infecții la nivelul locului de inserție, deci dacă am un flecmon, o inflamație foarte acută sau dacă am o infecție la nivelul dinților, la fel nu recomandăm aceste proceduri până când nu se rezolvă, bineînțeles, infecția din locul respectiv. De ce? Deci e pe termen limitat. Mulțumesc pentru discuție. Spuneți un ultim lucru cu care ați vrea să rămână cei care ne urmăresc. Vreau să spun că aceste și ce vreau să spun că aceste fire sunt absolut frumoase, sunt naturale și că pacienții nu au niciun motiv să se îndoiască de aspectul natural și frumos al lor. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mulțumesc. Dragii mei, a fost doamna doctor Daniela Cătănașcu, ultimele cuceriri ale tehnologiei în domeniul esteticii medicale, iar eu vă las cu un singur sfat. Indiferent de ce procedură urmăriți să accesați ca să fiți mai frumoși și să arătați mai bine, nu uitați de armonia feței care trebuie păstrată. Sunt Claudiu Șerban, aceasta a fost Doctorul Zilei, vă dau întâlnire și în ediția viitoare. La revedere!